Dragi scriitori români, Dear Romanian Writers, acum nu știu exact de ce asta, am avut mai multe vise și m-am abținut. Unul chiar m-a îngrozit. Vreau să pun o linie, știi, pactă, ca să explic ceva, dar în fine. Și atunci, acum, la sfârșit am avut un vis care, efectiv, așa, și mi-a dat și un gând și hai să vi le zic, că nu știu ce. Băi, nu știu dacă chiar la început. Ce mi-amintesc, știu că eram aici la partea spitalului, aveam un castofon și muzică din aia bazdugată, știi? Și zic eu, bă, mă gândeam, vă veneam, stăteam pe aici pe acasă. Mă gândeam aici să fac un fel de mix, știi, dar să mixez ceva de genul ăla, știi? Na, și zic eu, bă, nu vreau să fac asta. M-am pus înapoi în pat și m-am culcat. După aia am avut alt vis. Am visat că eram la Brașov, am văzut o biserică. Eu am fost la Brașov, la Biserica Neagră, la Branda. Era o biserică măricică, dar nu era. Și era mai crem, așa, știi? Bun, dar vreau să zic că am văzut o manifestație de aia, știi, niște oameni din negru, ca legionarii. Eu am văzut poze sau la televizor, dar niciodată n-am văzut și așa, la nivelul, știi, între ei acolo. Și știi că m-am băgat în biserica aia, și erau două strane. M-am uitat că pe dreapta să fie bărbați, pe stânga femei, și m-am băgat acolo la femei. Dar erau și vreo. Și s-au apucat să zică că nu știu ce, că nu știu cum. O venit pe aia alți tipi, negru. Lasă că sură la 120, lasă că face nu știu ce, dar nu 12, dar unde mai zice 120, 12. Mai văzut vreo patru numere, știi? Și erau cumva antisemiți sau nu știu ce era cu capul lor, care ceea ce îi reprezenta pe ei, știi? Și nu, m-am cam îngrozit, știi, că bă, așa ceva, bă, nu, toată piața, mă, oameni negru și aia. Erau fioroși, bă, și bărbați, și femei, și toate. Hotărâți, știi, oameni hotărâți, nu zic de țărani, că țăranii, că la hotar. Oamenii ăștia, nu știu cum să spun, nici măcar noua dreaptă nu era, că era ceva, erau fasciști. Bă. Eu mă gândisem, bă, bosule, hai să pun o linie acolo, știi, că nu știu ce, că nu știu cum, hai că punem acum. Uite, punem aici la săracul Eminescu, dacă apucăm. Da. Uite așa. Pentru că e o scenă de teatru. Mai puțin, punem și pe un albastru la Maria. Și zice mai departe. Bă, mi s-a făcut frică. Ați spus, da, nu puteam să pun linia, știi? Și dacă nu ziceam, în fine, m-am culcat la loc, nu știu ce am mai visat. Dar mi-am amintesc un ultim vis și după aia vreau să vă zic o teorie. Băi, frate, am visat, am visat-o pe Elena Vlădăreanu, care eu nu mă am prea bine, și, sau ea, în fine. Dar, visând-o, am ajuns să, știi? Ideea a fost în felul următor, era un târg de carte. Eu aveam un manuscris, sau cam așa ceva, și alții aveau, știi? Deci era un șir așa lung. Ca la un pogrom de oameni, de manuscrise. Și avea alt manuscris. Și era un tip care stătea să le păzească. Și o venit Elena Vlădăreanu, manuscrisul meu are 906 pagini, cu toate cu 3 cronici, Amalia Voicu, Oale Ștefănescu și Petru Iohaș, în care mai trește între Amalia Voicu. Și avea și ea un manuscris de 900 de pagini, la care muncise și așa. Și
Aici e foarte interesant, dar să vedeți ce vă zic după aia. Și fata asta a zis la bossul, băi bossul, uite, că mai avea un singur loc după ușă, cum ar fi, știi? Că deci cum intri mai expus, mai... Uite, băi bossul, ce ca să-i explice la ăla, doar nu mie. Avea o manuscrisă acolo. Ce, băi bossule, eu am scris despre pruncul Iisus. Hai, nu vrei să, uite, pune mie aici, că eu am scris ceva, cum ar fi zis, știa, numai de data asta. Pune mai ce că e important, mă, omule. Și ăsta nu. Nu, nu. Punem aici a tău. Așa și nu știu cum și nu știu ce. Bun. Trece noaptea. Elena Vlădăreanu era supărată. Pentru cine nu știe, Elena Vlădăreanu e o poetă română. Una poeta română. Cam de vârstă cu mine sau în fine. Dar zice, era supărată, era nu știu ce, era bă, sictirit. Înțelegi, era supărată. Trece ziua, trece noaptea și cum ar fi să vină să își ia manuscris. Știi? Și era tot bulă ăla acolo. Și eu am văzut scena, știi, era ca Enrico, știi, mă uitam așa. Enrico Bottini. Și locul unde era, fusese cartea ei, că era pusă pe de la cea de lemn, știi, cum e la bisericile ortodoxe, altarul, unde se citește Biblia. Era întors invers. Și acum se petrece un cup de fudru. El a vrădărea, nu vrea să-și ia manuscris, să o duc acasă, știi? Și, mai bine nu scriam și cu Iisus și cât mai chinuit și nu știu ce. Că ea e scriitoare și realizatoare la nu știu ce emisiune, de data am prins-o, tot duminică sau nu știu, la cultural, știi? Și uite, să, nu mai vrea să zică nimic ăla de acolo. Era, și eu am văzut scena, zice, stai puțin, zice, care era Vlădăreanu, sau cum eu fi zic, domnul știu, nu fiu. Și arată ăla, altarul ăla, întors invers acolo, știi? Și arată niște cuie, care era bătută cuie și doite așa, știi? Nails, ce e acolo? Ce ai tu acolo? Ce salea? Și ea nu știa ce să zică. Eu și-am știut să zic. Aș știu să zic. Nails, cuie. Ea nu știa ce să zică. Zice, păi uite, vezi, alea-s cuie. Tu ai scris despre Iisus. Uite. Asta era ideea. Tu ai scris nu știu ce. Uite, acum ce facem? Întoarcem iară și punem ăsta într-un colț manuscrisul și îl deplasăm până în colțul celălalt să fie manuscrisul tău toată căperea. Înțelegi? Ca un fel de pod al prieteniei. Să fie din colțul de la intrare până colțul celălalt. Eu când am fost, nu mai fac o paranteză, când am fost pe clasa 7-a, am fost la Olimpiada la istorie, dar numai pe la Deva, știi? Și pe județ. Și vreau să zic că am făcut dintr-un text despre Mihai Viteazu, am făcut un sul cu legat de două bețigașe de traforaj, pe care le-am traforat, și am făcut o carte de asta, papirus, înțelegi? Din 7 foi din alea, sau cam, nu știu, cam ca așa era. No, bun. Și eu a fost fata asta sub bucurat și nu știu ce și nu știu cum. No, totul a fost bine, foarte bine. Dar vreau să vă zic așa, eu, după aia m-am culcat mai departe. Nu știam eu să zic, să nu zic. Și mi-a venit o idee. Suntem în noul capitalism, nu? Deci, și ziceam să dau un sfat la scriitori. Deci, Elena Vlădăreanu avea manuscris de 900 pagini, 900 și ceva. A mea are 906. A mea are nu știu. Băi, frate, și acum ăsta e an de proză. Bunica, Ica, noastră, Constantinescu, Paic, Ruptaș, Urosu. E bine, ce vreau să zic? Să ne luăm ca model, acum nu le-am la îndemână, dar vă zic și puteți să le căutați pe ocazii, vi le cumpărați. Să ne luăm ca model, de exemplu, să fie noul Stas,
pentru că când au publicat Breban, Buzura și alții din ăștia, era trecuse timpul ăla că păduri lângă o goare, cereale în hambare. Trebuia carte în biblioteci ca să fie. Știi? Deci ăștia aveau top de carte și trebuia să se publice. Noi concuram ca America cu alte state, să fim și noi. Uite, avem scriitori care publică. Noi publicăm, domnule Păunescu, noi publicăm și când publicăm, noi nu suntem ca aia care scrie: am fost la piață și mi-a luat 3 kg de roșii. Știi? Trebuie de astea. Cea CTP-ul în 2000. Și atunci ce vreau să vă zic? Domnule, stasul la o carte ar fi fost cam cum era doamna Bovary. Ceea ce, dacă, să zicem, într-o viață de om, lucrezi la o doamnă Bovary, ca și Gustav Flaubert, merge. Dar un nou stas, în lumea asta capitalismă în care trăiesc, eu propun cum e cartea Franin și Zui. No, hai că vi le arăt ca să nu ziceți că scânie. Vi le arăt cărțile ca să vedeți ce vreau să zic. Deci uite, ăsta este un roman stas de vechi. Dar vedeți că are ceva. Nu. Și dacă vrei să publici numai din astea, vei fi respins, poate, la destule, sau o să ajungi. Textul meu are 906 pagini, cele trei cronici, da? Acolo este o compilație, este o chestie, un text budist. No, uite ce avem noi aici. Imediat apare. Mai puțin. Deci, dragii mei, dragi tovarăși și nașul Florea, vă arăt acum cărți care țin de nou stas. Încă una, am uitat, mă iertați. Deci, hai să arătăm și cu asta, că nu strică. Și pe ăsta. Scuze, sunt un zil ocupat, după aia vreau să... Am 5 minute, sunt ocupat. Deci, noul stas. Păi, să începem cu exemplul care mi-a sărit în ochi în timp ce dormeam. Care este noul stas? De asemenea, și videoclipurile ar fi bine să fie mai restrânse, deși astea aparent nu sunt așa problematice. Uite, asta este o carte. Dacă îți propui să scrii așa, și acum nu vorbim de romanul japonez, Mignon, nu? Dacă îți propui să scrii o carte, să fie așa, cum a făcut domnul Vaculovski cu cartea despre urmuz, mai grosuță, dar mai mică ca asta. Și uite ce zice Salinger pe cartea lui. Nu-i foarte fericit, dar vreau să zic, trebuie să fie esențial. Am avut un text, l-am dat lui Crăciun, opera esențială. Deci trebuie să fie, nici mai puțin o pagină, trebuie să fie acolo, înțelegi? Deci ăsta e unul. Apoi, uite, un volum de povestiri, dacă vrei să scrii, sau e traducerea mai veche, din 98, de când Butoiașul Vrăjit. Și uite câte povestiri are.
Uite, toate poeziile lui Emily Dickinson. 1775 de poezii, asta e munca de o viață. Uite, o carte de la cultul baptist. O carte esențială. Prima, cea mai veche ediție care am văzut-o, 1913. Asta e de 1987. Uite, ce e aici. Îți faci treaba cu ea. Toate poeziile lui Robert Frost, cel puțin cele din volume și cele 300 de poezii o are toată viața. Vreo 4 premii Pulitzer, v-am zis. Cartea lui Eminescu. Cartea lui... Mai puțin. Cartea lui Dinescu. Toată poezia lui Dinescu. Un manuscris medieval. Putea să-l facă de 20 de volume, nu? Dar nu avea altceva ce face. Și totuși, o știut să se restrângă, să fie accesibilă poezia lui Blaga. Iar poeziile lui Bacovia sunt mai puțin de jumate ce e aici. 5 volume. Poeziile lui Constantinescu. Cetinescu. Cătinescu. O carte. Omul și cartea. Leul și cârnatul. Volumul 1 din Monte Cristo. Cel mai bun roman din lume. Pentru cine știe. Iată aici. Asta e numărul vechi. După al doilea număr a fost 343. Numărul meu. Uite aici. Celula abatului, pagina 131. Asta am primit-o de Crăciun. De Crăciun primeam cărți frumoase. Și a mai rămas una. Walt Whitman. The Complete Poems of Walt Whitman. Ăsta putea să scrie 20 de volume. Putea să scrie 40 de volume. Era poetul lui Lincoln. Era poetul lui Hantatar. Uite, totuși a avut înțelepciune. Numai atât. Deci, acestea fiind spuse, să sperăm că am învățat ceva, nu? Da? Nu? Dă-le încoace. Deci am învățat să ne restrângem pentru că vă spun, dacă facem asta, pe de altă parte mă mai gândeam încă un aspect în visul meu. Domnule, dacă intenționez să publici de exemplu, în cartea mea care v-am arătat, o 3 cărți de poezie pus inedite. 4. Pe care 20 de ani, mai mult, în fine, că începe de la 15 ani, poezie de la 10 ceva. De la. Care a fost în volume, știi? Dar vreau să zic altceva. Eu nu mai continui cu numele Feristiață. Am alt nume. Spui, la jos. Can. Nu, o să pun pe masă. No, bun. Mulțumesc. E bine, ce să vă spun? Deci, dacă toată viața ta intenționezi să te restrângi și să nu publici 20 de cărți, ne trebuie la poezie acum, că ați văzut că am dat și poezie, proză, roman, atunci, povesti, să vă spun, dacă scoți între 100 și 150 de pagini pe volum, deci nu contează că treci de 100. Dacă scoți 4 volumașe, știi, toată viața. Și tu lucrezi ca orbu, deci dacă ai poate sute și mii de pagini de poezie manuscrisă, tu te limitezi la ce vrea editorul. Tactul sau cine te ajută. Deci atunci, cred că v-am spus, nu e un păcat să ajungi, că la 154 de pagini, cum sunt cele 154 de sonete și 150 de psalmi, nu? Mama mea tot timpul spunea, ne-am copil, mă, să mă învețe, știi, că ei știa că voi fi poet. Nu merg pe la 100. Dar zic, și dacă nu merg pe la 154, sunt 154 de sonete, dar acolo te oprești. Nu scoți cartea de 2000 de pagini. Apoi zic, grânt.
Și secretul este repunerea trură, știi, ca la Blaga. No, hai să aranjăm cărțile frumos. Luăm pe Blaga, punem la loc. No, și asta vreau să vă spun că importanța poeziei, știi cum se spune, importanța omului, umanism, sau umanioare, litere, nu, filologie. Așa este importanța. Iar la filozofie, filozofia e foarte frumos, oamenii nu prea înțeleg. Filozofia este nimic, este Dumnezeu, nu? Logica lui, gândurile lui. Et un deus ex machina pe hârtie. E bine, și ideea de bază e că dacă te răstrângi tu pe tine, vei fi preferat în daună altora care, eu am scos Teodras, eu am scos Stelonovid. Uite numai pentru un aspect. Un roman. De asta l-am citit și varianta inițială din anii 80 și l-am cumpărat. Eu l-am cumpărat. Tratament fabulatoriu. Un mare roman al lui Nedelcu, care mare prozator român. El, de fapt, a debutat în 78. Omul ăsta, uite. Vezi? Ăsta tinde către ce v-am arătat cu Frane și Zuri, nu? Tinde. Mai ales că are și prefața aia mare, pseudo-marxistă. Deci, ăsta au știut. Și ăsta o venit din capul lui, natural. Ca și lui Schopenhauer. O să fiu religios, dar trebuie har. Deci, mă duc și eu, mă mai spovedesc, zicea Schopenhauer. No, așa că, ideea mea e să vă ajut, pentru că eu știu ce zic. Eu, pe de altă parte, nu știu că mă mai publica o carte de proză. Anul ăsta mi-apare pentru bunica mea și pentru maică mea. Și pentru că le-am adunat pe toate, știi? Îngerul mort, virgulă, mama sutra, în paranteză roman, că pe mama mea o chema roman. 2024. Înțelegi? Și nu e, v-am spus, nu e același lucru cu Mamă de Lumină, că Mamă de Lumină e doar manuscrisul 2, din 9 numere, 9 cifre, 9 fericiri, nu? Iar cu secțiunea de vai, că l-am nenorocit până. Așa ceva. Iar cu secțiunea de critice. Numai puțin că aici. Mai bine, frate. Uite aici. Whitman în românește. Numai că nu striga. Ia uite. Whitman în românește. Asta l-a cumpărat tata și-l citea tata. Deci, asta e ideea, doamne. Deci, atunci vei fi preferat. Vei fi preferat de editori. Că, și în același timp, cartea să fie densă, să fie concisă. Să stăpânești paginile pe care le-ai negrit acolo cu albastru, nu? După aia, să-ți lucrezi cartea în scris, nu să scrii la laptop. După aia, da, nu. Să transcrii la teletext, dar asta e totul altceva. Mai lucrezi și după aia pe text. Mai vin idei, mai notezi, ți le editezi cu cea fratele păstor. Apoi, o carte va fi preferată de producători. Va fi preferată de tipograf. Păi mai bine tipărezi Vădăreanu
sau lui Constantinescu sau lui altul, o cărturie așa, bine, ne referim la proză, uite, nu, o cărturie, unde e? Unde e ăla? Uite, mai bine tipăresc un roman așa, ăsta e în două părți, parte mai scurtă, parte mai lungă, sau un volum de povestire așa, și totuși să fie de calitate, să fie, nu? Decât să tipăresc la unul snatch-ul, știi? Și o înhățat de pe la toți și le dă înapoi. Deci, nu, nu. Apoi, vreau să zic că, gândiți-vă și voi, voi copii, vă, că și va fi preferat și de public. Că e mai, nu? Mai ales dacă știi ce să scrii, cum să scrii. Deci, mai ușor citește și mare cititori ziua de azi. Mai ușor citesc Franis Dui sau Bernard Malamud decât să-l citesc pe Hantătar cu toate ghirimezurile. Domnul Breban, dacă ar fi contemporan cu noi acum, adică să publice acum, să facă cum de fund, cu toate cărțoaiele lui, n-ar avea prea mare succes. Înțelegi? Nici domnul Buzura. Sunt prea mult, sunt prea gros. Prea... Cine poate să citească tot? Nu, deci atunci nu, se putea. Nu, nu era... Dar vreau să vă zic că apoi este și un... Ar fi preferat cei de ecologiști. Uite, vezi, bă, uite, vezi, ăsta e scriitorul ecologist. Scriitoarea ecologistă. Ăștia publică restrâns. Cartea restrânsă, noul Stas și cel la Stas. Ăsta e noul Stas ce v-am prezentat. Și atunci, normal că se vor vinde și mai multe cărți, vor putea fi tipărite mai multe exemplare. Deci, în loc dacă cartea ta să aibă 500 pagini de manuscris. Vă spun, dacă ai, dar nu mai știu, la litere de 14 sau dacă am așa. Dacă ai un manuscris de 130 de pagini, cu litere de 14, Times New Roman, Roman sau Bookman Old Style, chiar și book articula, astea caractere, îți va ajunge un manuscris cum a fost manuscrisul meu de la Minerva de 190 de pagini. Am avut 191, așa. Cu tot cu prezentarea marului critic ale Ștefănescu. Și atunci, ce vreau să zic? Deci dacă tu la manuscrisul tău ai ajuns la 130 de pagini, poate scrie cu 12, cum e acum, și tu tot n-ai ajuns la Dumnezeu, să pui punct odată sau așa, atunci se pune problema dacă manuscrisul tău e bun, dacă se merită, că... sau poate să fie. Dar zic că, în general, trebuie să ne integrăm. Eu acum vă propun o fantă, domnule. Când îi trimiți scrisorul lui Cioran sau lui altul, ai acolo o fantă destul de îngustă. Nu poți să-i trimiți manuscrisul la un veac de singurătate. Ăla a fost odată. Nu mai scrie nimeni. Poți să scrii... Uite, ar putea să scrie domnul Băsescu, fostul președinte, sau să zicem președintele Băsescu, să scrie un veac de băi de mulțime. Înțelegi? Dar fi cu totul altceva. Nimeni nu mai poate să scrie o operă de artă. Fie capodoperă, fie nu, fie cum o fi. Dar eu vă zic, noul Stas. Restrângeți-vă. Încercați, nu știu, iați o chitară. Îți iei o chitară rece, îți cumperi nu știu ce, te duci nu știu unde, faci nu știu ce, joci golf, îți aduni alte experiențe, nu scrie atâta și scrie numai când efectiv trebuie să scrii ceva și când scrii încerci să te restrângi, frate. Te restrângi. Înțelegi? Pentru că poezia nu este ceva. Romanul la fel, când scrii un roman. Păi gândește, bă, când a fost publicat Doamna Bovary, în 1944 sau cam așa? Și cum a rămas până noi? Să uită, povestirile de Crăciun anul Charles Dickens, sunt câteva. Și partea cea mai importantă a operei lui. Un colind de Crăciun, ia, mister. Deci asta vă zic, să ne restrângem, că va fi mai bine și de noi și de alții. Mai ușor vei fi tradus. Știi? Și nu va trebui
Și hai să zicem că poate mori. Sau mor. Și nu te traduce nimeni, nu te citește nimeni. Dar după aia, dacă ești descoperit, mai ușor te vor traduce în limba Swahili, Bantu sau altceva, engleză, franceză, pentru că, bă, ăsta a fost un om decent, mă, s-a bătut joc. Deci nu trebuie să-ți bați joc de public. Știi? Și să nu-ți bați joc de tine. Și să zici, a, eu sunt scriitorul, eu sunt scriitoarea, eu trebuie să scriu, să muncesc, să pe brânci. Îți pe front și te, cine te pune să scrie atâta? Hantă, dar cine te pune să scrie atâta? La ce, și la ce se folosește că scrie atâta? Ca să nu mai zic de lecția lui Lucius Smith, un critic și poet care a făcut o antologie și o scria la fiecare poet englez sau ce, câteva rânduri, prezenta și cărți. Și la poeta Elizabeth Jennings, am o carte aici. Elizabeth Jennings a debutat, cred că înainte de 20 de ani, în Anglia, și a câștigat un premiu. Premiul constat într-o sumă de nu știu câte lire sterline. Ea, cu suma aia, s-a dus, a stat 3 luni la Roma sau acolo, înțeleg, în Italia, oricum, ca să se pătrundă de ăștia, că ăștia fac din asta și numai la mod întâlnim chestia asta. Americanii se duc mult și Lane s-a dus, în Tuscany și nu mai știu cum. Și Jerry s-a dus cu el. Și atunci ce vreau să zic eu? Dar zice Lucy Smith despre Israel Jennings, când a trecuse, nu, iau, pe vârstă. Zice, din păcate, poeta Jennings a făcut un lucru. Ea, teoria e că fiecare poet are câteva coarde. Unii au mai multe, alte mai puțin, unele au altele, dar un număr limitat. Dacă poetul ar fi o liră, un harp, ca David. Și atunci zice, ea a făcut mai multe poeme pe aceleași coarde, adică a supralicitat, a făcut inflație. Și atunci zice că asta face să fie mai greu la percepție, pensie. Atunci mergeți la pensie, domnule, mergeți la pensie. Aici este regia, vă rog,